Ajutor pentru refugiații din Ucraina de la pompierii olteni. O echipă de salvatori de la ISU Olt a plecat noaptea trecută la Constanța cu o tabără mobilă și mai multe echipamente pentru cazarea și hrănirea ucrainienilor care se refugiază în aceste zile în România. Începând din această noapte, 4 pompieri din cadrul detașamentelor Slatina și Caracal s-au deplasat către ISU Constanța în sprijin cu 2 autocamioane cu sistem de încărcare-descărcare, o tabără mobilă pentru sinistrați în sistem containerizat, o bucătărie rulantă și un container pentru suport logistic de iluminat de 450 de kW și accesorii. Forțele și mijloacele au fost dislocate din dispoziția Inspectoratului General pentru situații de urgență și pot fi operaționalizate în funcție de situația din zonele de frontieră ale țării. Potrivit autorităților, în România au intrat 140.000 de refugiați ucraineni. Dintre aceștia, 50.000 au decis să rămână în țara noastră, iar peste 18.000 dintre ei sunt copii. Aceștia vor primi de la pompieri și echipele mobilizate să îi ajute hrană, apă și ceai cald, dar și pături.